Atât după ce am vorbit despre virusuri, vreau să vă arăt cum marchez eu reginele, da? Deci, cum să marcăm reginele? Aici s-am perecheat și probabil vă așteptați să ridic capacul la stup. Nu. Deci, punem un astfel de semn, anul ăsta se marchează cu galben, punem pe stupul respectiv, știu ce este în ladă și cu asta basta. Deci nu avem de ce să luăm regina în mână, să punem, să... Nu, e prea mult de lucru. În anii trecuți și pe mine mă pasiona cu marcarea reginelor, dar de anul ăsta, frumos, și aici avem încă o regină împerecheată, pus apa seară, deci ieri mi-am dat seama de ele că sunt perecheate, suntem în data de 16 iunie 2017, da? Cam așa marchez reginele, anul ăsta e galben, simplu, cele de anul trecut sunt cu alb, da, vedeți, aici la acest stup, simbolul reginei albe, știi? Reginei de anul trecut cu alb. Aici e una. Aici încă una. Ăsta știu sigur că e cu alb. E de la domnul Eduard Rotaru, aceste două familii. Tot el... De la el am și împrumutat acest marcaj. Asta înseamnă că dacă domnul Eduard reușește să marcheze câte familii are el foarte multe cu astfel de semne, de ce să nu pot marca și eu la fel? Și probabil mulți dintre voi, decât să tot colorăm reginele, să le luăm în mână, să... Aici încă nu știu dacă e împerecheat, azi vom verifica. Deci cam asta este. Un pic, am prins un pic de putere, îngrijim roii, aici sunt niște roișori, deci numai bine.